Focul lui Sumedru a fost sărbătorit miercuri seară de foarte mulți dintre câmpulungeni. Focurile s-au aprins în toate cartierele Câmpulungului. După o pauză de un an, reprezentanții Partidului Național Liberal au reluat tradiția organizării focului în zona centrală a municipiului. Ne aflăm la 12-a ediție a focului lui Sumedru, organizată de tinerii liberali din Câmpulung alături de Partidul Național Liberal. Este un moment deosebit pentru noi. Ne pare rău că din motive mai mult sau mai puțin obiective anul trecut nu am putut organiza focul lui Sumedru, dar promitem că am reluat tradiția și că o vom păstra. În fiecare an câmpulungenii vor avea parte de acest eveniment organizat de către Partidul Național Liberal. Ce se întâmplă în seara aceasta? Un foc frumos, după cum vedeți. Muzică pentru copii, muzică pentru adolescenți, avem interpreți locali autohtoni, tineri care cântă muzică folk din Câmpulung. Avem surprize pentru copii, surprize pentru cei care sunt prezenți și o atmosferă foarte frumoasă. La lăsarea întunericului, copiii, părinți și bunici s-au adunat în jurul focului, bucurându-se de spectacolul flăcărilor, dar și de întâlnirea cu prietenii. Potrivit obiceiului, femeile au împărțit dulciuri și fructe, gestul lor însemnând și o pomană pentru cei morți, dar și un dar pentru recoltele din anul care vine. Conform tradiției, focul lui Sumedru se aprinde pe dealul cel mai înalt dintr-o localitate, dar devenind și un obicei urban, dealul a fost înlocuit cu o zonă mai puțin aglomerată dintr-un cartier unde să încapă cât mai mulți oameni și flăcările să nu pericliteze clădirile. Îți place la foc? Da! Ce-ți place cel mai mult? La foc! Îți place că e foarte mare? Da! Ce-ți place cel mai mult aici în seara asta? Focul! E mare? Da! Ai mai fost vreodată? Da! Și cu cine ai venit-o? Cu mama și cu tata. Adulții au avut ocazia să-și amintească de vremurile copilăriei, de obiceiurile care se țineau și în urmă cu zeci de ani. Cum era focul lui Sumedru pe vremea când erați copil? Mai frumos ca acum, mult mai frumos. Adică ce se întâmpla? Erau mai multe focuri în general, acum mai puținele, în mai scurt timp. Și ce tradiții se țineau atunci? Cam aceleași, deci tradiția nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat absolut nimic momentan. Că se mai păstrează, că se mai fac? Da, e foarte bine că se păstrează, să vadă și copiii ce aveam noi înainte. Pentru ca atmosfera să fie încinsă și la propriu și la figurat, organizatorii au pregătit și un spectacol artistic, dar și multe surprize pentru copii. Mă primesc cu bun venit, nu mai plopicei nătânci. Da, am să mă întorc cândva, să alung din preajma ta tot ce trist și tot ce-i rău. La fel ca și în anii precedenți, autoritățile locale câmpulungene nu au organizat un foc așa cum se întâmplă la Mioveni sau Topoloveni. Primarul Liviu Țuroiu a preferat să stea în jurul focului pe dealul Mățăului,